Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 pe scara Richter s-a înregistrat în această dimineață în România. Acesta s-a simțit și la malul mării cu puțin timp înainte de ora 7. Știți cum s-a reacționat în caz de cutremur? Da, dacă suntem afară să ne depărtăm, nu știu, de blocuri și de anumite construcții și dacă suntem în casă și este foarte puternic, nu știu, să stăm în așa fel încât să nu ne cadă nimic în cap sau să avem grijă. A fost răbos, dar n-am simțit. Și nu v-ați speriat? Ei, da, da, nu tare, a trecut repede, n-a fost de durată. Nu știu, clădirile vechi cât mai rezist sau astea noi dacă prezint încredere. La liceu făceam simulări și trebuia să ne ascundem sub bănci și să ne acoperim capetele sau să ieșim foarte, foarte repede. La Constanța nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 și nici nu au fost semnalate victime sau pagube materiale. ISU nu a trimis nici mesajerul alert. Imediat după producerea unui cutremur major, toate forțele și mijloacele execută misiuni de recunoaștere, acțiuni de căutare, salvare și acțiuni pentru limitarea efectelor colaterale ale seismului. Avem în dotare 3 containere multirisc, prin intermediul cărora se pot efectua mai multe tipuri de operațiuni, inclusiv în cazul prăbușirii de construcții independent sau în cooperare cu alte autospeciale ori utilaje. Tabăra mobilă cu o capacitate de peste 200 de locuri, dotată printre altele cu toalete, dușuri, bucătărie mobilă, paturi, generatoare de curent electric, o autospecială de intervenție la accidente colective și calamități, 2 posturi medicale avansate în care se acordă asistență medicală de urgență unui număr de 10 până la 50 de persoane simultan. Seismul din această dimineață a fost cel mai puternic înregistrat în România în ultimii 2 ani. Inițial, magnitudinea anunțată a fost 5,5, dar apoi a fost revizuită la 5,3. Cutremurul a avut loc la ora 6:50 și s-a produs la adâncimea de 147,5 km în zona seismică Vrancea-Buzău. Este un seism normal pentru Vrancea și nu sunt așteptate replici, a transmis la scurt timp după cutremur directorul Institutului Național de Fizică a Pământului. Un astfel de cutremur descarcă energiile din scoarța terestră, ceea ce e de așteptat, e de dorit ca să nu ne pască vreun cutremur mai mare. E bună această mișcare și din perspectiva evoluționistă sau evoluției speciilor, fiindcă mișcările continentelor generează adaptări multiple în milioane de ani și, în consecință, evoluția vieții. De asemenea, este bună și structura terestră cu un nucleu metalic care se rotește cu întârziere față de rotația Pământului și, în consecință, creează un câmp magnetic ca o umbrelă ce ne protejează de fluxurile energetice cosmice, în special solare, dar nu numai, fluxuri care le vedem, cum mătură puțin atmosfera în zonele polare, aurorele australă sau boreală. Asociația pentru reducerea riscului seismic a precizat că seismul din această dimineață a fost de 1448 de ori mai mic decât cel din 4 martie 1977.